Bun găsit! Universitatea Craiova, campioană în Liga de Tineret, o performanță unică pentru Știința. Cum a fost? Bună ziua! O performanță mare, zic eu, având în vedere că discutăm de cea mai importantă competiție la nivel de juniori. Competiție ce ne dă posibilitatea să mergem și într-o cupă europeană. Da, a fost un meci încărcat, un meci plin de dorință, plin de emoții. Un meci cu plusuri și minusuri, dar la final ne-a adus bucuria mult așteptată. Acesta a fost obiectivul pentru Știința? Obiectivul primordial al Științei nu este reprezentat de rezultate. Este reprezentat de a pregăti jucători pentru prima echipă. Dacă rezultatele vin pe parcurs, le luăm ca atare. Finala nu a fost ușoară cu Tarad, de altfel o formație puternică din România la nivel juvenil. Emoții mari, mă gândesc. Fără doar și poate. E o formație ce a câștigat la Craiova, una din puținele formații ce a câștigat la Craiova în sezonul regulat. Emoții mari, trăiri puternice, parcă amplificate puțin având în vedere că vorbim despre copii, dar exact cum am zis, la final a fost descătușarea. Cred că deja ați început să vă gândiți la strategia pentru perioada următoare, cel puțin când vorbim despre Liga de Tineret, pentru că această formație, cum spuneați, va juca în Youth League. Da, planul era făcut. Aveam pregătit planul A și planul B vis-a-vis de tot ce înseamnă perioada de pregătire. Așa că nu ne poate lua nimic prin surprindere. Competiții europene pentru Universitatea Craiova la nivel juvenil, în premieră pentru clubul nostru. Mă gândesc că și acolo vor fi emoții la tragerea la sorți pentru Youth League. Vor fi emoții, clar, dar tot ce vine de aici încolo este un bonus pentru noi, fără doar și poate. Având în vedere că în această competiție vom folosi jucătorii pe care îi avem acum, clar va fi un bonus pentru toată lumea. A fost un sezon greu la nivel juvenil, pentru că Universitatea Craiova, trebuie să spunem că a performat la toate categoriile de vârstă. Am jucat finala mică la Under 17, am jucat finala mare la Under 16. A fost greu și vorbim aici de jucători, pentru că unii au jucat la o altă categorie de vârstă, unii au jucat și la Liga 3. Cât de greu este pentru un manager să conducă astfel de lucruri? Acesta este, să zic așa, apanajul unei academii. Pentru că într-o academie jucătorii nu aparțin unei anumite categorii de vârstă și sunt rotiți astfel încât să ne atingem obiectivele de etapă în fiecare săptămână. Cât despre sezon, a fost un sezon greu pentru că în România, din fericire, s-a început investiția în copii și juniori și la momentul ăsta există multe academii ce pun preț pe dezvoltarea copiilor. Două supercupe vor juca Universitatea Craiova la nivel juvenil. Una la Liga de Tineret și alta la Under 16. Da, două supercupe, una cu FCS Benghencea la Liga de Tineret. Acolo unde ar trebui să confirmăm ceea ce am făcut în finală, iar a doua la Under 16, unde este o așa zisă revanșă împotriva celor de la Farul. Două supercupe la care vom merge cu încredere și să sperăm că ne vom bucura la final.